În această dimineață, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Târgu Jiu pentru probarea activității infracționale a unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. În această acțiune au fost vizate societăți comerciale și persoane ce desfășoară activitatea de videochat, urmând a fi aduse cu mandat la sediul poliției mai multe persoane pentru audieri. Din activitatea infracțională, suspecții ar fi creat un prejudiciu la bugetul statului de peste 500.000 de euro. La acțiune participă ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Gorj, precum și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu. Ce era să te iau acum la casă? Ce v-au adus aici? Nu știu, vedem. Nici o vină ceva? Nu, nu, nu. Videochat, fete? Nu. Ce-ați fost adus aici? De ce v-am adus? Videochat? Videochat, fete? Duceați fete la videochat? De ce au fost percheziții la postul dumneavoastră salon? N-aveți nimic de spus? Ce v-au adus aici? De ce v-au chemat aici?